această pâine de casă. Pentru aceasta vom avea nevoie de 1 kg de făină, de 550 sau 650, pe care am cernut-o, 20 de grame de sare, 750 de ml de apă și maiaua pe care am făcut-o din 25 de grame de drojdie proaspătă, cu o linguriță de apă călduță și o lingură de făină. Adăugăm maiaua peste făină. Amestecăm puțin făina cu maiaua. După care punem puțină apă. Pentru frământarea lotului vom folosi robotul de la BioVita. Lăsăm la dospit aluatul pentru o oră sau până își dublează volumul. Na, să vedem cum arată aluatul nostru după o oră. Foarte frumos a crescut. Punem aluatul pe blatul de lucru. Și îl vom împărți în două. Modelăm pâinea și o vom pune în două tări. Așezăm aluatul în tavă. Crestăm aluatul în câteva locuri și mai lăsăm la dospit pentru încă o jumătate de oră. După 30 de minute de dospit, așa arată pâinica. O vom unge cu un ou bătut spumă și apoi o vom da la cuptor preîncălzit la 200 de grade. Pentru 40 de minute.